În Poiana, Brașov și Predal, la primele ore ale dimineții nu au fost mai mult de 15 grade zilele acestea, iar turiștii matinali au profitat din plin de răcoare la umbra pădurilor. La Predal, potecile ascunse de razele soarelui au fost pline. Acum sunt 40 de grade în București. Și aici câte sunt acum? 21 pic. Am fugit la munte, la răcoare. La temperaturi confortabile, turiștii au putut chiar să practice diverse sporturi. Badminton cu familia, copiii mănâncă și pe aia mergem mai sus. În Poiana, Brașov, la mare căutare au fost hotelurile cu piscine. Copiii se bucură de piscina exterioară, la prânz se pot duce la piscina interioară, care este încălzită. Gradul de ocupare în această perioadă ne bucurăm să fie unul de 100%. Răcoare au căutat și turiștii care au ales Bucovina pentru vacanță, așa că mulți au urcat pe Transrarău cât mai aproape de munte. Asta s-a anunțat undeva la 33-34 de grade. Am zis să ieșim un pic în aer curat. Aici, pe Rarău, la 1450 de metri altitudine, temperatura oscilează între 25 și 26 de grade acum la orele amiezii, iar zona este împânzită de turiști care au fugit de caniculă. Se simte că e alt aer, e mai răcoare, mai bate un vânt, se simte diferența asta de 10 grade. Foarte căutate pe timp de caniculă sunt și peșterile amenajate din Bihor. Peștera Mezia din munții Pădurea Craiului, denumită și Catedrala Subterană a Bihorului, impresionează încă de la intrare. Portalul de acces are 16 metri înălțime și 10 metri lățime, iar tavanul se află la 35 de metri înălțime. Este fabulos. Între peșterile pe care le-am vizitat în Bihor, asta ne se pare cea mai spectaculoasă. Apa Sene pentru noi rămâne ceva aparte. Copiii au fost foarte impresionați de peștera Mezia. În Bihor există doar 5 peșteri amenajate care pot fi vizitate de turiști. În județ sunt însă peste 2000 de caverne care nu pot fi vizitate decât de speologi din cauza accesului dificil.